însă hai să mai mergem puțin la un concert, să vedem exact ce simte o vedetă acolo. După concert ne întâlnim cu Daniela Gheorfi. Să o vedem. Daniela Gheorfi a reușit să încingă weekendul acesta atmosfera pe litoralul românesc cu piesele sale ritmate. Baby, asta cu tine buze în buze nu m-a săturat. Baby, e atât de bine să te simt dormind pe pielea mea. Evenimente în afară de bandă de păritorat. Arăți impecabil, ești în formă. Mulțumesc frumos, ești tu drăguță. Nu, sunt ok. Mă simt bine, e vară, mă bucur că au început să vină oamenii la care erau probleme cu turiștii pe litoral. Și Doamne ajută în timpuri frumoase, bune, fără măști, fără restricții. Ai timp de plajă, de relaxare? Te gândești la vacanță? Nu mă gândesc la vacanță. Nu, deocamdată nu. Probabil că o să fac plajă, dar peste o săptămână, două. În momentul ăsta nu. Mâine, de exemplu, am la Galați. Voi mine nu știu pe unde George ține agenda. Foarte mult te susține, George, tot timpul alături de tine. Păi este impresarul meu și trebuie. Și soț și impresar. Maria, ce face? Mă duc, trebuie să fie pe aici. Cu tine, nu cu voi. Cu mine, dar am lăsat-o aici că nu am avut la mama și neporie în ori și ca să nu o zăpăcesc că o car fata după mine, am lăsat-o aici. Succes și Doamne ajută la mai multe concerte. Da, să dea Dumnezeu să fie bine și concerte multe.